Credincioșii din localitatea Ludișor, județul Brașov, au participat astăzi la slujba de binecuvântare a lucrărilor realizate în ultima perioadă la Biserica Parohială cu Hramul Adormirea Maicii Domnului. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, care a săvârșit în continuare Sfânta Liturghie. În cuvântul său, ierarhul a spus că postul trebuie împletit cu faptele bune. În această perioadă în care noi postim de bucate și cu postul de păcate, să adăugăm și cea de-a treia lucrare, care este lucrarea faptelor bune. Sfântul Apostol Iacob spune, credința fără fapte e moartă. Fapta bună nu este doar o simplă obligație a noastră. Avem o obligație să împlinim sau să ducem mai departe iubirea nemărginită a lui Dumnezeu, milostivirea lui Dumnezeu, ci este și un prilej de mare bucurie, de o întreită bucurie. Întâi de toate facem bucurie cerului, facem bucurie lui Dumnezeu, facem bucurie Mântuitorului Hristos. În al doilea rând, facem bucurie celui pe care îl ajutăm, cel alături de care suntem noi. Și în al treilea rând, deci o bucurie la cer, o bucurie a celui care primește și este și bucuria și împlinirea și satisfacția ta spirituală. Ești împăcat cu tine. Nu trebuie să-ți justifice nimeni nimic. Nu trebuie să te laude nimeni pentru nimic. Merită pentru bucuria aceasta, pentru pacea, pentru liniștea pe care tu o dobândești. Pentru activitatea sa, părintele paroh Valentin Viorel Badiu a fost hirotesit sachelar, iar binefăcătorii bisericii au primit distinții. S-a schimbat acoperișul de pe biserica de din jos, de pe biserica Sfânta Treime. A urmat în următorul an schimbarea acoperișului acestei biserici. S-a renovat fațada acestei biserici, biserică cu Hramul Adormirea Maicii Domnului. În anul 2022 ne-am apucat de pardosiala acestei biserici. Era din podină de lemn și pe alocuri s-a deteriorat, a apărut mucegai. Am dat afară toată podina. În 2023 am reușit să obținem un proiect pentru panourile solare care s-au pus pe această biserică. După Sfânta Liturghie, înalt preasfințitul Părinte Laurențiu a binecuvântat casa parohială. Biserica Adormirii Maicii Domnului a parohiei Ludișor a fost zidită între anii 1860 și 1865.